Andrei underscore pe te, special ca să fie unicat, ca să mai fie nimeni ca mine, ca să fie... Cu Alex în parc facem session și au apărut copiii care știu mult mai multe decât noi. Bună! Bună! Salut! Și voi aveți? Când eram mici. Și voi aveți canale YouTube, de YouTube, da? Nu? Am avut! Am! Vrei să-l postăm în descriere, în link? Da, cum se numește canalul tău? Larisa Nisipeanu 6. Să o ajutăm pe Larisa să crească. Băi, puștii ne-au întrebat dacă avem scaun de gaming și noi ratați bătrâni. Nu. Da, eu doar unul de corporatrist din ăla, ergonomic, așa. Și eu, da. Da, la de bătrâni, exact, cu suport la spate. Hernie de disc, bătrâni, la 30 de ani, că schimbăm vârsta anul ăsta. El încerca să explice fetei de 9 ani ce e un underscore, frate. Și când am auzit, da, știi cum, caracterele alea, știu. Dar tu nu știai la 9 ani ce e un underscore, ani, frate, ești născut în anii 90. Știam de nisip și mașinițele alea, de retrage înapoi și mergi singure, știi? Înainte de plecare, ne mai dăm o dată neapărat. Long day at work? Yeah. It's been 8 hours in. Oh shit. I'm sorry. And you gotta wear that thing on your face too. Keti! Am curățat casa, am lăsat o bec frumoasă pentru când mă întorc. Nu e nici un pic de praf, nicăieri, e belea. Mâine dimineață mergem la aeroport. Pentru voi, evident, câteva secunde. Load it up, 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 load it up. Put some petrol in! Yeah, get to the airport. Will you miss me? I will. Neața este... 4 dimineața. 4. Ar fi frumos și politicos să vă ofer și un motiv pentru care mă bucur atât de mult să merg acasă. Un motiv pe lângă acela tipic că îmi revăd familia și că merg acasă. Zbor din nou. Yeah. Ok, bye-bye, car. To the airport. Oh my God. Well set. Drive safely. Mi-este un pic dor de... cultura noastră muzicală. Cu CD-uri de 40 de X, mai țineți minte Trax Data. Oh, Stansted, de câte ori am venit aici? De câte ori am zburat prin Stansted? De multe ori de-a lungul timpului. Azi aflăm care sunt de fapt regulile de distanțare în aeroport. Știm foarte bine că Ryanair te pune pe locul din mijloc, că lor nu le pasă, că ei sunt săraci. Hai să vedem cum e în aeroport. ...6.52 dimineața, e gol. Foarte impresionat să aflu că toată lumea își poartă masca. Mai puțin copilul ăsta din fața mea. Supun că îmi permit la masă să nu țin chestia pe față. Meniu limitat, ca peste tot. Restaurantul meu preferat, dar de data asta uitați să-mi aduc atacând. Mai băuturi sau mâncare.
Un spor, Gigea, foarte bun. La timp ajungem și mai devreme. Am uitat cum e să zbori. Welcome to Romania! Anyway, they fixed these. Look at that. This is nice. Am ajuns la bunica și am luat-o pe jos de la Piața Unirii, de unde te lasă autobuzul. Și am avut momente catartice, uitându-mă la lumea din jur, la cum cred eu că lumea s-a acomodat, la drasticele schimbări prin care trecem. Și combinat cu conversații pe care le-am pe internet, combinat cu ce văd la știri și combinat cu ce comportamente am văzut azi, în scurt, în trecere, cred că noi românii încă mai avem două lucruri foarte importante de învățat, de înțeles și apoi de învățat pe bune. Dar până atunci, la bunica! Seară vă da! Frumusețe! Ce faci? V-ați întrebat vreodată de unde vine flerul meu de a transforma peretele într-o poveste? De la bunica. Totul de... Uite-l și pe Bogdan aici, uite-l pe Bogdan acolo. Uite-l pe Bogdan și acolo. Și pe mama. Și 10 ani în 12 poze. Și asta e de când filmam videoclipul lui Antonia, Jamea, cred. Acum în 2012? Da, am cunoscut-o pe Antonia, e momentul să mă laud. Deci știți de unde îmi vine flerul artistic acum? Aici copilăream eu, exact în camera asta, când eram mic și veneam de la școală, care era foarte aproape de aici. Școală care nu m-a învățat nimic. Școală care nu m-a pregătit pentru viață. Școală care n-a știut decât să mă îndoctrineze cu zeci de chile de pagini de chestii care, pur și simplu, 16 ani mai târziu, nu îmi trebuie. În proporție de 85% tot ce am fost forțat să învăț și cum am fost forțat să gândesc la școală, nu m-a ajutat cu nimic. Mama! E un video. Atunci trebuie să ne mișcăm, nu? Da. Etajele astea sunt cu artă. Înțelegi? Toate astea sunt cu artă. Românii e oameni culți. Suntem la Art Safari și am primit măști gratis. Așa da marketing. Iar noi mergem pe direcția opusă. Sunt curios. Există careva dintre voi un urmăritor de-al meu care se comportă așa uitându-se la un video de-al meu pe YouTube? Vă rog, reveniți-vă. E un canal. Și atât. Andreea, cât te am aici. Repede să-ți cer o opinie. După părerea ta, dar fii atentă la... Crezi că românii din România s-au acomodat cu regula de a-și purta masca, s-au păstrat distanță? Crezi că au învățat să se adapteze unui nou regim? Nu cred, sau nu știu, e discutabil, pentru că, uite, tocmai ce am fost în centru vechi și nu purtau măști, deci distanță socială nu, măști nu, dar am și văzut persoane, mai ales cei în vârstă, care chiar poartă. Deci noi tinerii suntem varză. Exact. Sau poartă stilul românesc, sub nas. Ok. Bine am venit la Mamaia! Cum ți se par condițiile de securitate? Perfecte, dar total inexistente. Super! Bine ați
la jumătate preț de vecinii imediat alături. 30 versus 60. Și când îi întrebam pe nesimțiți de alături, dacă știu cât costă aici, nu se. Nu știu. Nu se poate, de unde să știm noi? Și chipurile ar trebui să ne purtăm măștile. Tot vorbeam de schimbări, de modernizări. La stația Tineretului știu că de ceva timp în final s-a deschis această extra ieșire în direcția aia. Ceea ce e bine, gen a durat cred că 2 sau 3 ani să construiască ieșirea asta. Parte din ideea de se modernizează Bucureștiul și e mult mai frumos, mult mai practic, mult mai accesibil. Acum avem și ieșiri pentru oameni cu handicap fizic, mi se pare că ne încadrăm într-un standard european. O ieșire foarte strategică amplasată la ce putem argumenta a fi cea mai bună și a urma din București, deși nu era inițial, a devenit. Sunt în București de un pic peste o săptămână acum și asta e prima așa urma. Și îmi cer scuze în numele tradiției românești, e vina mea, îmi pare rău. Trebuia să iau una mult mai devreme, dar am fost ocupat. Rectific, mănânc 3 azi. Vreau să ne oprim la locul unde chipurile eu mi-am trăit anii formativi, la școala generală. Trebuie să recunosc, ultima dată când am fost aici era acum 20 de ani și veneam aici în silă. Eu eram acel copil care trebuia forțat și scos cu bătaie din pat să vină în scârbă la această instituție, care chipurile era cu mare prestigiu. Dar problema mea nu era cu școala, nu era cu instituția, cu numărul ei, cu directoarea, era cu o serie de profesori. Ca orice copil, nu-i suportam și la rândul lor nici ei pe mine. Unu, pentru că nu eram foarte suportabil, dar doi, pentru că nu le plăcea să le fie provocată autoritatea și puterea imaginară. Încă o dată, când zic locul ăsta, mă refer metaforic la locul care trebuia să mă pregătească pe cât posibil pentru viață în anii mei formativi. În mod special clasele 5-8, vârstele de 11 spre 10 spre 14 ani, poate 11-15, sunt variațiuni de vârstă. Îmi păstrez un pic distanța pentru că nu e ok să filmez copiii care ies. Jurnalistic vorbind, am o răspundere, nu vreau să identific pe nimeni care nu are legătură cu acest video. Chiar acolo, în spatele mașinii albastre, cele 3 geamuri, acolo era și clasa mea. Acolo eram permanent așezat. În ultima bancă, din 4 ani de școală generală, 3 jumate am petrecut în ultima bancă pentru că asta era singura soluție a dirigintei. Am tras o concluzie pe care o împart cu voi la riscul că o să sune plin de mine, pompos sau nu știu. Părerea mea sinceră e că școala nu este un loc pentru oameni deștepți și părinții dintre voi, țineți cont de chestia asta, că școala, cel puțin în România, școala pe care eu am făcut-o, școlile pe care le recunosc din poveștile altor youtuberi și alți mici studenți, mici elevi care au bloguri, eram pus împreună cu toată lumea să stau în fund 7-8 ore pe zi, full time, de parcă sunt la servici, de la vârsta de 10 ani, să fac ce-mi zice profesoara, pentru că nici nu prea aveam profesori bărbați. Să car după mine kilograme întregi, să țin minte pe din afară, fără prea multă logică, să țin minte mii de rânduri de conținut, în loc să mă învețe cum să-mi deschid mintea, cum să accept că trebuie să gândesc independent. Eram unul din 10.000 de alte tipare certat că nu ascultă și că provoacă hotărârile profesorilor. Avem astfel sute de generații, din păcate, unii dintre ei prostiți prin sistemul de școlarizare. Avem o serie de oameni care urmăresc o linearitate odată ce cresc. Fie urmărim sfaturile guvernului, fie urmărim sfaturile proștilor care refuză să poartă o mască și cred că nu există COVID. Avem generații de copii ce ulterior vor fi adulți ce nu pot face un pic de discernământ între bine și rău și normal și anormal și ok și revoltat și etc. Dar odată ce școala este ferm convinsă că nu va evolua din punct de vedere al materiei, a felului de a preda, a da un pic de libertate copiilor
ce aviz? Faptul că avem unii iPad-uri și telefoane și ne-am digitalizat școala nu este o îmbunătățire. Este o altă metodă prin care să fim leneși sau să avem atenția distrată. Sincer, asta o să cred în continuare, până când o să văd că școala permite copiilor să aleagă ce și cum să învețe. Și aduc asta în discuție pentru că primesc comentarii de genul acesta. Omul ăsta m-a stresat și mai tare. Covid-ul nu e o religie, coare, e o realitate. Trezește-te și tu la ea. Sau nu te-am învățat la școală. British Council de la Piața Romană. Un alt monument din viața mea. Mergem acum la liceu, la Caragiale, unde am studiat. Știu că asta va fi destul de relevant pentru voi. Eu mi-am dat examenul ăla, forțat de profesoara respectivă de engleză, pentru că ea știa că eu pot să-l iau, pot să trec acest examen. Foarte multe scurtături au fost create prin a avea deja acest examen de la 15 ani. Deși refuzam să-l dau, am fost șantajat în a-l da. Profesoara mi-a dat 2 de 5, eu fiind un elev de nota 10 la engleză, și mi-a promis că îi anulează în momentul în care dau examenul. Chiar dacă îl iau sau nu, important era să încerc. Liceul ăsta știa să sărbătorească și să-ți arate că au contat cei 4 ani. Închiriam cumva de la primărie, școala, liceul se ocupa și închiriam prima bandă și făceam parade. Fiecare clasa 12-a care absolvea, în propriul costum, propria tematică vizuală, făceam parada ca să sărbătorim. Hai, frate, îmi stricați chestia. BGS era bodyguard și în liceu și erau niște găozari, dar mă rog, aia e altă poveste. Și locul de unde de la meditații am văzut că îmi ridică Matizu cu macaraua. Pentru că era mic boss cu Matiz și s-a gândit băiatul că e de bună să parcheze pe traversarea de pietoni. N-am mai făcut-o de atunci. Don Luca Caragiale, un loc pe care îl promovez acum subiectiv, locul unde am fost încurajat să încerc lucruri noi, lucruri de care mi-era frică, precum teatru și acel examen de engleză. Două lucruri principale care au avut acel efect de snowball, de bulgăre, de zăpadă imens în viața mea. Un loc dispus și cu bună intenție de a promova tineret deschis la minte. Aici am făcut primele lecții de teatru și de acolo am avut un pic tupeu să mă duc la castinguri, de unde am intrat în serialul Nimeni Nu-i Perfect și multiple reclame după, care mi-au deschis apetitul pentru a face filme. Cu examenul de engleză semi-forțat să-l dau acum luat, puteam să intru în Anglia, de unde am învățat să fac acele filme. Și de acolo și jobul de creator, și de acolo plimbările prin lume, și de aici a pornit totul pentru mine. Imaginez că sunt alte astfel de instituții. Nu pot să vorbesc decât despre cea pe care o cunosc eu foarte bine. Dar de ce a durat atât de mult? Vârsta de 10 ani nu e o vârstă atât de mică, mai ales cu noua generație cărora eu le predam când eram profesor în Anglia. Îi vedeam mult mai emancipați, cu acces mult mai mare la tehnologie și la informație. Nu puteam să-i șantajez ca un profesor prost, cu absențe nemotivabile care nu există. De ce durează atât de mult să fim îndrumați către viață? De cât timp ești mâncați așa abandonată aici, încurcând circulația? România încă trebuie să învețe, să își învețe tineretul, să fie un pic mai deschis la cap, să gândească un pic mai abstract, să se autoevalueze, să viseze, nu într-o polemică în care orice este posibil. Cu acele ambiții trebuie să fie de asemenea învățați, să fie pregătiți pentru munca care vine pentru îndeplinirea acelor visuri, vise, ambiții. E o chestie pe care o abordez încă de mai mult timp. Dacă îmi urmăriți videourile vechi, cum mi-am găsit un job, ce am învățat în 2018, mă întorc întotdeauna la mentalitatea românească. Văd că prea puține lucruri se schimbă. România trebuie să învețe să-și investească în viitor, ci nu în burta proprie individuală. Mai articulat de atât, nu pot să mă exprim.
Metrou în drumul Taberii. Eu am copilărit gen până la 9 ani în cealaltă parte a celor blocuri, dar wow! Metrou în drumul Taberii. 4 ieșiri, tu ești nebun? Nu degeaba au cheltuit 3,3 miliarde de lei. Ne-am întors acasă și în lipsă de trepied folosesc vița de vie din curtea mamei ca să ținem telefonul. Dovadă, dacă vrei să faci un video, nu-ți trebuie super echipament, ci-ți trebuie un pic de imaginație. În fine, vreau să termin video în scurt timp, pentru că l-am lungit din nou foarte mult și în ultimul timp fac videouri într-un fel în care clar mi-ajută formula de YouTube. Analitica deja începe să mă promoveze pentru că fac videouri mai lungi, pentru că am mai multe minute vizualizate. Singurul lucru important pe YouTube, cât de mult se uită cineva la videoul tău. Îmi cer scuze pentru felul în care am vorbit despre școală, pentru că nu foarte multă lume este în totalitate de acord cu mine. Vreau să fiți critici de ce am spus. Vreau să hotărâți pentru voi înșivă dacă am sau nu dreptate. Însă mai am un lucru de spus și mi se pare foarte important. Numărul 2. Acum că suntem adulți, acum că am scăpat de școală, de acel stres, revenind la comentul acesta, considerând toate interviurile la televizor, oameni care mi-au scris pe Insta zicând că respectivul virus nu există, este o fabricație, văd foarte mulți oameni care refuză să gândească un pic mai mult decât informația imediată, fie una dată, fie una creată individual, limitându-te automat din inerție românească, din lene, din lipsă de interes. Nu poți să evoluezi și nici nu vrem să înțelegem cum să facem un următor pas în evoluție individuală. Iar din evoluție individuală ajungem la evoluție comună, ca o țară, ca o nație. Avem multe de oferit, dar nu putem să le oferim pentru că nu ne duce capul. Ca urmare, străinii profită de ele. Nu noi. Nu voi, care locuiți aici. Mă întristează. Sper că nu te-am enervat și sper că nu te-am plictisit. Sau dacă le-am făcut pe amândouă, nici nu-mi pare rău. Un video lung și pentru asta mă voi scuza. După acest video iau o pauză de 2 săptămâni. La servici au început să miște din nou lucrurile, dar de asemenea vreau să mă concentrez pe a termina videoul din Maroc, care e 3 sferturi gata și îl promit de 2 ani și merită, a meritat așteptarea. Iar când ne întoarcem, revenim la lecțiile de engleză. Următorul sezon are 10 episoade pe care deja le-am programat. Și dacă nu ai putut să înveți engleză la școală pentru că ești din păcate antitalent, o să-ți garanteze rezultate. Modice, mici, încete, dar important e că o să ai un punct bun de pornire. Cu asta închei videoul, iau pauză și ne vedem în viitorul apropiat. Eu sunt Bogdan, mă bucur că m-ai urmărit, mulțumesc pentru suport întotdeauna, mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru like-urile pe care le lași, lasă un like și la videoul ăsta ca să știu că îți place și de asemenea nu uita ca întotdeauna să te abonezi apăsând pe sub și apoi și pe clopoțel ca să fii notificat când uploadez ceva nou. Vă las aici, ne auzim pe Insta, pe @BogdanAlexeTV, ca și pe restul mediei sociale. Vă urez 2 săptămâni frumoase, splendide. Succes la școală, atât copii cât și părinți. Fii critic, gândește independent și nu te lăsa prostit de medie sau de alții care clar sunt cam proști. Te pup și te las aici. Salut!